Pentru mine este o mare bucurie, pentru că după 50 de ani de meserie m-am săturat să imprim numai cu soliști de muzică ușoară. În sfârșit ajung să imprim și cu artiștii, care o altă abordare este mult mai plăcut, pentru că nu ne bazăm pe voci, să fie cât mai curat, lăsăm și cât în fals, pentru că este mai autentic și nu trebuie să corectăm. Da, vorba de transmisie, de interpretare, care este mai mult decât o voce bine lucrată. Altfel, cum am spus, este o mare bucurie, este al doilea sediu care fac cu doamna Margareta Păslaru. O felicit și pe, mai ales pe actorii, cei care au contribuit la acest disc. Bună ziua! Sunt Maia Morgenstern și trebuie să mulțumesc din adâncul sufletului doamnei Margareta Păslaru, pentru mine a avut, eu știu așa, un fel de curaj, nici nu știu cum să-i spun, ba știu, mi-a încredințat, am avut privilegiul să fi fost numită, să fi fost chemată printre cei ce au fost chemați să cânte, să se exprime pe acest disc cu o răbdare, cu o eleganță, cu o noblețe și iarăși spune răbdare incredibilă. Doamna Margareta Păslaru m-a făcut să cânt. Dacă ține minte, domnul Cherește era să mă omoare în studioul domniei sale, nu că nu puteam să cânt, nici nu puteam să respir în prezența domniilor lor și cu bunătate, cu emoție, doamna Margareta Păslaru, domnul Cherește au reușit să scoată din mine ideea de cânt, astfel încât bucuria de a fi făcut parte din acest program am dus-o la bun sfârșit. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc și eu. Eugen Cristea sunt. Pentru mine această zi reprezintă una dintre cele mai frumoase zi ale acestui început de sfârșit de an și bucuria este cu atât mai mare cu cât doamna Margareta Păslaru, care a avut atâta încredere în mine, a reprezentat și reprezintă pentru mine unul dintre marii idoli. Sunt fan Margareta Păslaru de foarte mulți ani, am toate discurile, toate vinilurile, autograf n-am, sper să-mi dea astăzi un autograf. Vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru încredere, pentru că e vorba de încredere. Până la urmă, întrebându-mă la telefon cam pe ce zonă merg, eu am spus, da, doamna Margareta Păslaru, sunt un bătrân rocker, acum am trecut la country, la folk, la blues, perfect, atunci vei primi două piese de muzică ușoară, compoziții de ale mele. În clipa aceea mi-a căzut cerul în cap, am muncit ca un câine, m-a ajutat foarte mult, îi mulțumesc, îi sărut mâna și sufletul, așa cum îi mulțumesc foarte mult și maestrului Jolt Chereștei, cu care am avut o ședință de înregistrări pe care n-aș mai vrea să o repet. Am avut niște emoții absolut îngrozitoare, sper să nu se simtă pe disc. Am făcut nenumărate greșeli peste care a trecut cu eleganță, ca și doamna Margareta Păslaru, care a început să se uite pe pereți, ce cine dracu m-a pus să-l chem și pe ăsta. Aia, glumesc și eu. Dar maestru Jolt Chereștei m-a chemat apoi în studio, pe partea cealaltă a ochiului magic, și am zis, aici nu e. Stai liniștit, zice. De ce să te chinui? Să las că o scot din mână. Și s-o scotea din butoane, apăsea, mai urca, mai cobora sunetul. Un lucru absolut extraordinar pentru care îi mulțumesc. Sper ca și dumneavoastră să vă bucurați de aceleași emoții atunci când veți asculta acest disc alături de care, repet, am onoarea să apar și sper ca finalitatea pentru care a fost creat acest disc să fie dusă cu adevărat la bun sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată, doamna Margareta Păslaru, și sper să ne reîntâlnim și la următoarele 10 discuri.
Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți aici. Sunt Monica Davidescu și am avut marea plăcere și onoarea totodată să fiu invitată de doamna Margareta să cânt și eu pe acest CD, una din creațiile domniei sale. Nu vă spun câte emoții am avut. Aș spune cam aceleași speech-uri pe care le-au avut Maia și Eugen înaintea mea. Pot spune din... De la înregistrare, că doamna Margareta era acolo, în partea cealaltă de hublou, și uite așa cânta, ha, 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 cu mine, și mai sus, și mai jos, cânta, interpreta, era ochi, era stop, era bine, hai, era tot, era toată numai un suflet și cred că acest CD trăiește, este în mâinile dumneavoastră, pentru că doamna Margareta Păslaru a pus mult suflet în el, tocmai pentru că este pentru alte suflete. Eu vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc și m-ați emoționat. De altfel, vă rog, Stella, unde ești? Stella, vino, draga mea, vino, vino. Te rog frumos, și aici o avem pe doamna Stavarache. Bună ziua! Tot așa, care a interpretat, da, care a interpretat o piesă la care țin foarte mult, la toate țin foarte mult, Dragoste Flămândă. Cred că avem cu toții o dragoste pentru lucruri frumoase, nu așa? Și o dragoste pentru a face bine. Bună ziua, sunt Janin Stavarache. Vreau să vă spun că uluirea mea în clipa în care am primit telefonul doamnei Margareta Păslaru, telefon care mă invita să cânt alături de dânsa, sau muzica compusă de dânsa, versurile compuse de dânsa, la început mi s-a părut de necrezut, era uluitor, după care mi-am adunat mințile și am spus, Doamne, dacă am reușit de atâtea ori să cânt la radio, și am aici un partener, pe Eugen Cristea, cu care am cântat de foarte multe ori la radio, dacă am reușit să cânt acolo, să-mi adun forțele și să cânt și eu alături. Dar cum să cânt alături de o voce atât de deosebită, atât de specială, atât de ieșită din comun ca timbru, atât de ieșită din comun ca dramatism? Sigur că încerci, sigur că îți dai osteneala. Domnule Chereștei, domnule tânăr Chereștei, amândourara, vă mulțumesc. Emoția de atunci... Am senzația că este dublată în momentul ăsta când vă vorbesc. Nu-mi vine să cred că am fost alături de dumneavoastră. Cât despre Margareta, faptul că am stat lângă ea, idolul muzicii ușoare, cred că sunteți de acord cu mine că este așa. Încercăm, într-adevăr, această melodie care mi-a fost dată, pe care o auziți acum, este atât de plină de dramatism și atât de deosebită. Da, e o dragoste nebună, dragoste de om, dragoste de oameni, din moment ce acest proiect e făcut pentru oameni, să fie dăruit, este un proiect și dragoste de frumusețe de cultură. Vă mulțumesc, doamnă Margareta Păslaru. Eu vă mulțumesc, m-ați făcut să mă emoționez îngrozitor și nu mai sunt capabilă să spun nimic. Stella, dragă, te așteptăm. Nu știm pe unde este partenerul tău. Partenerul meu este mai tânăr ca mine cu 5 ani, dar cred că în curând v-am bătrânit mult mai repede ca mine. Dragii mei, pentru mine nu-i nicio surpriză. Margareta pentru mine a fost întotdeauna un fenomen, un fenomen de dăruire, un om care a muncit cu o plăcere imensă și a renunțat la orice pentru artă, pentru asta. Și vreau să vă spun că n-a dispărut de lângă mine nicio clipă, chiar dacă a fost o vreme plecată în altă parte. Așa, cu sufletul. Fizic, cu sufletul nu, am fost aici sufletul întotdeauna fost aici. Și tot ce am învățat acolo, aplic aici. Acolo. Și vreau să vă spun că orice telefon care vine de la Margareta, orice proiect vrea să facă, eu sunt întotdeauna prezentă, trebuie să recunoști. Mi-a părut bine că, mă rog, știam că chiar este de viață, nu ne cunoaștem de viață, dar am descoperit valoarea lui Chereștei în această imprimare. Mi-am dat seama că foarte mulți din cântăreții noștri mari sunt făcuți de Chereștei. Așa că te rog foarte mult să fii atent, să te gândești și la mine. Că numai așa pot să ajung și eu cântăreață. Altfel, rămân la cuplet.
Îmi pare foarte bine, mă bucur pentru acest disc, mă bucur să aibă succes, mă bucur să-l luați, să vii acasă, să-l ascultați cu atâția artiști minunați care îi avem, că din punctul ăsta de vedere nu ducem lipsă, să recunoaștem. La artiști, mare puierniță! Succes și bravo, bravo! Te sărut, te sărut!